Mă bucur pentru toți cei care o văd în această seară, Casa lui Dumnezeu. Mă bucur să-l văd pe fratele Cătălin. Știam că o să vină astăzi încoace și doresc ca Domnul să îl binecuvinteze. Mă bucur să-l văd pe Paul, mă bucur să-l cunosc. Îl salut pe fratele Drăguș care este în spate, acolo, de la Oncești. Data viitoare va avea și un salut, un cuvânt din partea Domnului. Anuța, mă bucur mult să te văd. Domnul să te binecuvinteze și pe toți cei ce sunteți prezenți în Casa Lui Dumnezeu. Eu, practic, n-am nicio predică în seara aceasta, pentru că toate cercetările și toate lucrurile care Dumnezeu mi le-a vorbit, le-am spus vineri seara, le-am spus și azi dimineață în îndemnurile la rugăciune, doar vreau să completez cu o singură provocare, care m-aș bucura să știu că e voia Lui Dumnezeu lucrul acesta, M-aș bucura ca în săptămâna aceasta să o împliniți în viața privată și luați-o ca, ca pe o. Da, un challenge, ca pe o provocare fiecare dintre noi noastră. Și provocarea sună în felul următor: roagă-te, 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 roagă, -te, roagă, -te, roagă, -te, roagă -te, în fiecare zi. De ce spun lucrul acesta? Pentru că este. Un lucru care cred că se întâmplă în viața fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, la unii mai mult, la alții mai puțin. Eu am fost uh, destul de mult încercat în sensul acesta și lucrul acesta se numește dezechilibru. Și uh, poate să fie un dezechilibru sentimental, poate să fie un dezechilibru spiritual, poate să fie un alt dezechilibru, probabil de alt tip. Și m-am uitat cu stimă, cu respect, cu inspirație, cu uh, copleșire în același timp la Domnul Iisus Hristos în Evanghelie. Și este ceva acolo care se vede puternic, l am spus, îl mai spun, și cred că fiecare creștin trebuie să-l trăiască, pentru că nu-l văd doar la Iisus Hristos, l-am văzut după aceea la apostoli, l-am văzut și la apostolul Pavel și e vorba despre ce înseamnă să cunoști bine voia lui Dumnezeu și să te ții de voia lui Dumnezeu mai mult decât orice. Și Isus Hristos a făcut asta în contexte favorabile în care a fost apreciat, în care a fost aclamat, în care a fost recunoscut și confirmat în același timp și a, fost, a făcut asta și în contexte în care a fost dezapreciat, a fost batjocorit, a fost acuzat, a fost bătut. El a rămas același, concentrat pe voia Lui Dumnezeu mai mult decât orice. Și de asta vorbeam și de dimineață de o cursă care se găsește foarte mult și în textele biblice și în realitate. Când zic în texte biblice mă refer la Evanghelii, mă refer la epistole. Se găsește tema aceasta, frica de oameni, care este o cursă în defavoarea voiei Lui Dumnezeu pentru viața personală. Isus Hristos nu a avut frică de oameni, a avut frică de Dumnezeu. Isus Hristos a ascultat de glasul lui Dumnezeu pentru viața lui. Și bineînțeles că ceea ce a fost coloana principală a vieții lui a fost relația personală cu Dumnezeu. Pentru că doar prin relația personală cu Dumnezeu, prin orele petrecute în rugăciune înainte lui Dumnezeu, prin orele petrecute cu Dumnezeu, se descoperă voia lui Dumnezeu. S-a rugat o noapte întreagă, după aceea a venit și a făcut ucenici, a ales pe ucenici. S-a rugat o noapte, după ce s-au întâmplat minuni. Părtășia cu Dumnezeu a fost lucrul principal pe care Iisus Hristos l-a avut în viața Lui. Și cred din toată inima că lucrul acesta trebuie să fie și în viața noastră. Apostolii și în capitolul 4 din fapte și în capitolul 5 din fapte s-au ridicat în picioare cu hotărâre. Și l-am dat, spune Scriptura, că au făcut preoții o adunare extraordinară. Ce înseamnă adunare extraordinară? Tot ce însemna spuma preoțească s-au întâlnit acolo și nu cred că cineva a trecut printr-o astfel de experiență. Să stea acolo 30 de oameni, oameni din ăștia cu școli, cu, cu, cu capul mare, oameni care, care erau reprezentativi pentru societatea respectivă și tu, om simplu, să stai în fața lor. Dar cu curajul și cu puterea Duhului Sfânt, să poți să ai curajul ăsta să spui, spune și voi, judecați și voi, de cine să ascultăm, de Dumnezeu sau de oameni. Și altă dată poate a fost doar un om care a zis ceva, o informație. Și viața noastră a fost poate câteva săptămâni praf și pulbere. Și vorba despre conștientizarea voiei în viața personală și despre concentrarea de a trăi după voia lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă în jur. Dar am citit Evanghelile cu foamea următoare. Că acum sunt în faptele apostolilor. Am căutat ca un copil să găsesc detalii despre relația personală pe care Iisus Hristos o avea cu Dumnezeu. Și știți ce am simțit? Că am băut jumătate de pahar de apă. Avem grădina Ghețimani, unde spune, Iisus, unde spune Biblia aceste detalii care sunt importante, că Iisus Hristos a dus s a rugat probabil cel puțin o oră. Vine la ucenici și întreabă, niciun un ceas n-ați putut să vegeați? Se întoarce înapoi, se mai roagă o oră, spunând aceleași cuvinte. Și după aceea, runda 3, se mai roagă o dată. Dar sunt multe texte care nu spun ce s-a întâmplat pe munte. Pentru că zice scriptura că s-a dus, pe lângă era întuneric, el s-a dus să roage, în grădină, ba pe munte și zice, s-a dus pe munte și s-a rugat toată noaptea, a stat toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Dar nu spune Biblia exact ce s-a întâmplat, cum s-au întâmplat lucrurile pe munte și așa și aș fi vrut să știu toate detaliile. Evreiul mai mai dă un verset care zice că se a rugat cu strigăte mari și cu lacrim și a fost ascultat din pricina evlaviei lui și înțeleg că s-a dus într un loc pustiu să aibă libertatea să se roage lui înaintea lui Dumnezeu, cum a știut el, cum, în, în toată libertatea posibilă și s-a rugat acolo înaintea lui Dumnezeu. Dar sunt detalii pe care evangheliile nu le spun și am turnat evangheliile și am zis, Doamne, înțeleg atât de clar lucrul acesta că voia ta pentru mine trebuie să fie totul pentru viața mea. Ce înseamnă să mai frică de oameni? Nu înseamnă să, vorbesc, să vorbesc ca nesimțitul, să fiu obraznic, pentru că certurile, zavistile sunt în lista faptelor firii. Și zice că cine, cine le face nu intră în rai, ci intră în iad. Este pedepsit de Dumnezeu de lucrul acesta. N-am voie să mușc, n-am voie să, să fac lucruri care de fapt firea pământească le face. Dar în același timp, zice Apostolul Pavel în Corinteni, nici eu nu mă judec pe mine însumi și zice, nu accept pe la o judecată din partea nimănui, pentru că zice, eu știu voia Lui Dumnezeu pentru viața mea. Și voia Lui Dumnezeu rămâne acolo în picioare. Dar a rămas această întrebare pe care eu cel puțin am avut-o, Doamne, totuși cum se face lucrul acesta și... Am zis, am terminat Evangheliile și n-am găsit toate informațiile care mi-aș mi fi dorit să le găsesc. Și eu de obicei vă spun așa fac, vorbesc foarte mult cu Dumnezeu, frământările mele, întrebările mele, nelămuririle mele și le vorbesc cu El. Și am zis, Doamne, eu are faptele apostolului sau eu știu ce cărți mai urmează acolo, că citesc Biblia în ordine cronologică și un pic diferite ordinele, ordinea lucrurilor și când am început să citesc faptele apostolilor, pentru mine a fost realmente lumina de care aveam nevoie și m-am bucurat atât de mult. Și de ce? Pentru că văd oameni nu diferiți de noi. Să nu credeți că ucenicii au fost mai special decât suntem noi. Oameni nepregătiți, chiar dacă au fost instruiți, oameni lipsiți de putere, oameni dezorientați într o anumit fel, dar oameni care au știut să facă un lucru. Au știut să se roage. Și știți ce am citit aceste două versete? Pentru că versetul 23 este o situație, după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și l-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Și versetul 24 este o reacție. Deci versetul 23 este o situație și versetul 24 este o reacție normală pe care ar trebui să o aibă toți copiii Lui Dumnezeu, eu și dumneavoastră. Când au auzit aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu, Fratele Cătălin, când l-am auzit ce mărturie are, vă spun ce-mi mi rușine. De mine, sper să-mi și copiii mei de copiii mei, cu fițele, cu ciorba, cu nu știu ce. Am auzit părinți, bine că se duc copiii în tabără, că acolo îi puine cu unt și puine cu gem și atâta, și să-mi vadă și ei altceva și nu știu ce. Și când am auzit mărturia fratului Cătălin, și asta am auzit-o și la alte mărturii, cât de oribilă este foamea. Cât de oribilă poate să fie foamea. Mi se pare pur și simplu că suntem niște fudul și niște figuranți în multe aspecte, și în cele fizice, și chiar și în cele spirituale. Dar și la ce m-am mai gândit. Cu foamea fizică nu se poate trăi, trebuie să mănânci. Dar e foarte interesant. Cu mulți oameni trăiesc rezistenți la foamea spirituală. Și zice aici Cuvântul Dumnezeu, când auzite aceste lucruri, Zice, toți s-au adunat împreună înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și există și altă variantă. Să auzim un lucru și să-l povestim. Să auzim un lucru și să-l burfim. Să auzim un lucru și să încercăm să ne descurcăm. Să auzim un lucru, să fie o situație și să-mi mintea cu îngrijorare cum să fac să rezolv lucrurile respective. Și de ce provocarea este roagăte, 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 roagăte? Pentru că am observat un lucru. În momentul în care am un lucru în viața mea, poate fi cel mai banal lucru. Dacă îl îndrept către Dumnezeu gândul respectiv, eu practic în lucru respectiv lucru cu Dumnezeu. Dar dacă lucrul respectiv pe care l am, gândul respectiv, sau fapta care vreau să o fac, nu îl îndrept către Dumnezeu. Îl îndrept către inima mea, către mintea mea și mă gândesc la ele. Sau poate mai întreb pe cineva. Eu, de fapt, lucrul respectiv l-am făcut fără Dumnezeu. Lucarea mea de licență e o lucrare foarte slabă, că e făcută de mine. N-am copiat-o de nicăieri, cum am știut așa am făcut-o. Și un capitol, că era, e despre rugăciune, și un capitol care a fost acolo, era legat de o întrebare care se poate pune, în ce poziție fizică e cel mai bine să te rogi? Și acolo am găsit uh, cu versete biblice, că în principiu cam toate pozițiile fizice, să știți, se găsesc în Scriptură. Este poziția fizică în care omul cade cu fața la pământ. E, 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 e o stare din asta de copleșire și omul cade cu fața la pământ. E și poziția în care omul stă în genunchi, fie cu capul între picioare, cum a stat elie, dar în genunchi. Este și poziția în picioare. Este și poziția în mers. Este și poziția în șezut. Este și în poziția în diverse poziții. Eu cred că poziția fizică în ce privește rugăciunea este și în concordanță cu, trebuie să fie și concordanță cu starea până la urmă pe care omul o are sau cu reverență pe care cel puțin o percepe în momentul respectiv legat de Dumnezeu. Eu personal vă spun sincer, mă rog în genunchi, mă rog și plimbându-mă prin cameră, se întâmplă că stau cu Biblia în mână în șezut și mă rog și în șezut. Dar sunt, sunt anumite poziții care le avem acasă de rugăciune. Dar poate sunt pe stradă, sau poate sunt la servici, sau poate sunt la școală, sau poate sunt... Chiar când, de exemplu, povestesc cu cineva, sunt situații în care, mă rog, acolo povestind cu cineva și cer călăuzire la Dumnezeu. Omul nu vede, nu-și dă seama, este, este o rugăciune în Duhul, este o rugăciune în gând. Și cu voce tare, nu-i cu voce tare, nu are nicio importanță. Cred că un creștin adevărat este cel care trebuie să trăiască prin rugăciune apostolii și, și biserica din vremea respectivă aveau această reacție, acest obicei, dar nu obicei sfânt ca tradiție, ci o realitate pe care ei o trăiau în viața lor. S-au dus în camera de sus și s-au lucrat. Când Duhul Sfânt a venit și a lucrat, da, este, este ceva ce aparține lui Dumnezeu. De exemplu, ce nu poți genera tu? Nu poți genera experiențe cu Dumnezeu. Asta nu poți genera. Asta trebuie să vină de sus. Nu poți genera, de exemplu, cercetarea. Nu poți să o generezi. Deci oricât mult aș vrea să o fabrichez, să nu știu ce, să mă sensibilizez, nu poți. Depinzi de Tatăl și de Duhul Sfânt care trebuie să vină să-ți vorbească. Sunt lucruri care nu depind de mine, depind de Dumnezeu. Dar partea frumoasă este că Dumnezeu este același. Și El astăzi poate să facă lucruri extraordinare și în tine și în mine și în Biserica Lui Hristos și poate să facă lucruri incredibil de frumoase. Dar întrebarea e unde sunt oamenii ăia, oamenii flămânți de Dumnezeu, oamenii care nu pot să trăiască fără Dumnezeu, oamenii care caută pe Dumnezeu în rugăciune cu toată ființa lor, în orice detaliu, dacă îți permiți să trăiești descurcându-te singur, îți spun, trăiești fără Dumnezeu. Botezat, nu are nicio importanță, trăiești realmente fără Dumnezeu. Biserica se, ruga, se roagă în fapte doi. În fapte 3 experimentează puterea lui Dumnezeu și vorbește despre credința în Isus Hristos. În capitolul 4 se roagă și găsești rugându-se foarte, foarte mult. E adevărat că rugăciunea nu este singurul lucru pe care l-au făcut. Dar este, de exemplu, versetul din fapte 2 unde zice că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățiască, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Ce am observat cel puțin noi baptiștii, că ne-am păstrat învățătura apostolilor. pe asta încă suntem cât de cât bine. Legătura frățească suferă enorm, Frângerea pâinii, ca obicei există, nu vreau să deschid subiectul ăsta, că de fapt multe de spus aici, eu nu cred că o luau o dată pe lună. Eu cred că o luau foarte des. Dacă creștinii pe Evanghelie se le în fiecare săptămână, eu cred că o luau mai des decât atât. Cina Domnului la ei era, se făcea, cred că și în case. Eu așa înțeleg din Cuvântul Lui Dumnezeu și se, lua, se făcea frângerea pâinii. Deci nici la asta nu putem spune că stăm foarte des, și zice și în rugăciuni. Stăm în fața unei săptămâni. Și pun această întrebare și închei: va fi o săptămână cu Dumnezeu? Sau va fi o săptămână fără Dumnezeu pentru că ne descurcăm? Și e foarte dureros și într-un mod social periculos Dar avem mare grijă chiar și în lucrurile bisericii. Ei se ispita sau senzația că ne descurcăm. Biserica din faptele apostolilor nu și-a permis să se descurce. Și au trăit în dependență totală de Dumnezeu de călăuzire, de puterea Duhului Sfânt. Și lucrul acesta trebuie să găsească în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că e această întrebare, vreau să fac voia Lui Dumnezeu, dar cum pot să o fac? Pentru că, vă spun, bazat pe Scriptură, doar cei ce fac voia lui Dumnezeu ajung în cer nu toți care declară că sunt copii al Dumnezeu ajung în cer, ci doar cei care fac voia lui Dumnezeu pentru viața lor ajung în cer. Cum se poate face voia lui Dumnezeu? Decât plecând un genunchi înainte lui Dumnezeu cât pot de mult, cât pot de des, oriunde sunt, orice fac. Să cer prezența lui Dumnezeu peste ceea ce sunt și peste ceea ce fac. Să cer ca Dumnezeu, Doamne, mă duc acum acolo, te rog să fii cu mine. Nu vă, nu vă, pierdeți călătoriile gândindu-vă la orice. Gândiți-vă la un verset, recitați un verset, poate cântați eventual o cântare, dar rugați-vă lui Dumnezeu. Mă duc acolo, Doamne, fac asta, voi face asta, mă gândesc la asta. În orice lucru, rugați-vă lui Dumnezeu, vorbiți cu Dumnezeu. Aș fi putut să aduc astăzi foarte multe versete despre rugăciune. Pentru că și Apostolul Pavel, la rândul lui, Zice mă rog, zi și noapte. Și dacă apostolul Pavel, cum spune și fratele Mihai, dimineață, care înainte să se boteze, cunoștea mult. Era deștept în scripturi. Zice: "Mă rog, zi și noapte." apostolul zice: "Se rugau, de exemplu, eu am citit peste am, citit, am trecut peste textul, le zice că apostolul Pavel și Cusila au luat o bătaie cu Joarda. Păi eu, eu știu în momentul în care am fost supărat și am dat în palmă cu joarda, cum tremura palma. Și li s-au dat zeci de lovituri cu joarda. Și nu e altceva decât o vibrație a corpului că intră în durerile alea. Și au fost coști din pediapsa asta și puși în lanțuri. Și au lăudat pe Domnul și cântau spre Sfântul Lui Dumnezeu și se rugau. Oamenii ăștia respirau rugăciunea, respirau părtășia cu Dumnezeu, respirau relația personală cu Dumnezeu. Nu puteau trăi fără ea. Iisus Hristos trăia în dependență de Dumnezeu, vorbea mult cu Dumnezeu, se consulta cu Dumnezeu, trăia cu Dumnezeu. Păi dacă Pavel, dacă, dacă Petru, dacă Iisus Hristos, oamenii lui Dumnezeu, trăiau vorbind cu Dumnezeu, cine sunt eu să zic, nu că zicem asta, că noi nu zicem asta, doar eventual nu facem, dar cine sunt eu să-mi permit, poate chiar... Și îndrăzneala asta nebună, firească, să iau decizii fără să stau în rugăciune să mă topesc acolo. De aceea vă rog și am această provocare în ziua și care, în săptămâna aceasta care urmează. Că asta spunea și vineri, că am, îmi trimisese cineva un, 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 un YouTube de ăsta scurt. Și am dat predicatul de acolo, că e de fapt o carte, că o murise de mult. A scăpat această expresie, roagă-te toată ziua. Și am această provocare pentru dumneavoastră, pentru mine, în primul rând. Să ne rugăm toată ziua. Oriunde suntem, de dimineața până seara, să vorbim cu Dumnezeu. Să umblăm cu Dumnezeu. Tot ce facem, să facem cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare.